Salutia tutti! Sunt Pisinii și sunt cea mai fabuloasă pisică. Pe vremuri aveam doi bodyguards maidanezi în fața blocului care mă urmau supuși peste tot. Între timp i-am concediat, pentru că am găsit unii mai buni, care îmi dau și de mâncare. Pisinii a apărut în viața noastră acum vreo 6 ani, în fața blocului. Dormea în patul de frunze uscate. Și cred că a fost singura pisică care reacționa la mângâierea noastră, o tot hrăneam. Și într-o seară am venit, ca de obicei, cu multe pungi, haine pe brațe. Era în jurul meu, miauna, arunc hainele că eram terminată de oboseală și în fața mea, au, intrase pisica cu mine în casă. Așa că am pus mâna pe telefon și l-am sunat și ne-am zis, vezi că avem o nouă pisică, un nou animal în familia noastră. Era Black Friday, așa că băiatul ăsta o travă s-a gândit să-mi zică vineri. Evident l-am ignorat. Cum să mă strige așa? Eu sunt o finuță. Pisinii se uită la noi și îi spune în minte ce bine că am întâlnit familia asta extraordinară de oameni care mă ignoră, pentru că pisinii nu suportă să fie băgată în seamă tot timpul. Și nu e interesată de absolut nicio jucărie. Adică îi arăți laser ăla și se uită așa la tine, gen, mamă, asta e tot? Adică atâta poți? Joaca ei preferat oricum e să o fugăresc eu prin casă. Trebuie să jucăm vața ascunsă și ea e o pisică fericită. Când am ajuns la ei în casă, nu înțelegeam nimic. De ce își schimbă fata asta brunetă cerceii de 10 ori pe zi și se pozează mereu? Uneori mai face asta și cu prietena ei blondă. Primul moment preferat de când o avem pe pisini este acela când am adus-o de la sterilizat și știu că am stat aici lângă pat cu ea și a stat pe noi ore în șir. Și atunci cred că s-a creat bonding-ul ăla și relația asta foarte puternică. În ultima vreme stau mai mult pe acasă. Uneori îmi stau chiar în drum cu pensulele lor. Dar îmi place să mă plimb pe lângă ei și să-mi imaginez că sunt la muzeu. Priviți această capodoperă pop art, circa 2020, cu peștișori albaștri, aproape realiști. Dacă sunteți doritori, licitația pentru ea începe de la... un pliculeț de mâncare umedă. Noi uităm foarte mult la filme și avem o colecție de filme și de viniluri, că și muzica ne place foarte tare și, uite, acum ne lipsesc festivalurile. Am avut perioade în izolare când ne trezeam și dădeam muzică foarte tare dimineața. Dacă e muzica mai încet așa în surdină, îi place, dar dacă dăm ceva mai puternic, un hip-hop, o treabă... Pisine e ca copilul nostru, efectiv, și ca un membru al familiei. Suntem egali în drepturi în casa asta. Ei, unii dintre noi sunt ceva mai mult decât egali.